așa cum a spus și Raul, am vrea să ne mai amintim din doctrinele care pentru mulți astăzi sunt atât de vechi încât chiar au fost uitate de foarte mulți, chiar din teologii de astăzi, din predicatorii de astăzi. Foarte multe învățături par că de multe ori nici nu sunt trecute în Biblie și de asta aș vrea să reluăm în fiecare duminică, la fiecare program, să luăm câte una dintre învățăturile de bază care credem că sunt în Scriptură și într-un fel de ele depind și salvarea noastră veșnică. M-am gândit de data trecută și am ales ca subiect pentru astăzi alegerea. Credem că alegerea este în Scriptură și astăzi aș vrea puțin să ating acest subiect, să punem puțin bazele, așa cum a spus și Raul despre voință, să punem puțin câte puțin pentru zidirea noastră spirituală, puțin câte puțin pentru a fi cât mai în temă cu Scriptura, cu învățăturile nou-testamentale și într-un fel ca să putem să dăm mărturie și altora de nădejdea care este în noi. Am ales acest subiect pentru că este unul destul de controversat, să știți. El apare în Scriptură, apare încă de pe primele pagini ale Scripturii și până la ultima pagină în Apocalipsa o să vă întâlniți cu acest subiect. Este foarte controversat, dar există. Nu-l putem da la o parte și așa cum spunea și Pavel, nu trebuie să ne ferim ca să predicăm oamenilor tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Căutam și pe net materiale în legătură cu el și am văzut că foarte multe adunări nici nu mai au în mărturisirea de credință această doctrină, acest subiect care privește alegerea oamenilor pentru mântuire și într-un fel este un lucru trist, pentru că toate aceste adunări care nu-l mai au, deja cred că sunt pe o pantă a apostaziei destul de avansată. Aș vrea să privim puțin și în funcție de subiectele care le veți găsi în Scriptură, o să găsiți cam trei categorii mari de tot care arată alegerea. Veți găsi într-un fel trei tipuri de alegere în Scriptură. Primul, care este cel mai cunoscut în Scriptură, este tipul de alegere național, alegerea națională. Și știm că Israelul a fost ales, să spunem, cu o alegere națională de către Dumnezeu. Deci nimeni dintre celelalte popoare nu se împotrivește dacă le spui. Dumnezeu a ales o singură națiune din toate națiunile. Citeam în Talmud, spuneau că erau în jur de 135 de limbi vorbite și erau vreo 70 de națiuni în timpul lui Avram. Cam atâtea socoteau evreii că ar fi fost. Da. Și dintre toate ăștia, Dumnezeu spune că și-a arătat intenția să aleagă doar o singură națiune. Spune pe urmașii lui, nu? Pe spița Avram, Isaac, Iacov, nu? Nu pe Ismael, nu pe ceilalți din cealaltă femeie, da, sau pe Esau. A ales un popor, o alegere națională. Deci veți găsi întotdeauna că există o alegere națională și ea rămâne. Alegerea făcută de Dumnezeu rămâne. Nu spune că a ales și o a doua țară, și o a treia. Alegerea rămâne. Deci, către Israel, știm că după perioada când Harul se va întoarce din nou, nu? Se va întoarce către națiunea evrească, nu către altceva, către un alt popor. Nu a ales pe daci, nu a ales, nu, pe greci, pentru că era o națiune destul de înțeleaptă, sau pe romani, a ales o singură națiune, după bunul său plac. Ăsta este un tip de alegere național. Al doilea tip de alegere este cel vocațional și în categoria asta intră alegerea prorocilor sau profeților, nu? A păstorilor în timpul de astăzi, al diaconilor,
nu? Al învățătorilor. Deci, alegerea vocațională este o alegere care arată tipul de slujbă la care a chemat Dumnezeu un anume om. Este o alegere la care nu prea găsești împotrivitori. Nu am auzit pe nimeni să se împotrivească că Ieremia a fost ales profet sau Isaia sau alt profet din Vechiul Testament. Nu prea le pasă oamenilor de alegerea asta. Ele sunt alegeri făcute de Dumnezeu cu un anumit scop, dar la celălalt tip de alegere care o veți găsi, veți găsi foarte multă împotrivire, pentru că este o alegere de tip personal. Este o alegere care are în vedere mântuirea. Aici veți găsi împotriviri. Există trei tipuri, deci națională, vocațională pentru slujbe și personală pentru mântuire, pentru salvarea de la pierzare. Deci ăștia trei mari categorii, să știți că le veți găsi întotdeauna în Scriptură. Vocațională, națională și personală. Acum, aș vrea să arăt câteva obiecții care se aduc alegerii. Pentru că veți găsi mulți oameni care vor spune că alegerea nu este scripturală. Și prima dintre obiecții este: limitează mila lui Dumnezeu. Așa vi se va spune. Alegerea nu este scripturală pentru că ea limitează mila lui Dumnezeu. Și aici am în vedere cealaltă tabără, arminianismul, care spune așa: ea limitează mila lui Dumnezeu pentru că ei spun în felul următor: Dumnezeu este un Dumnezeu atât de bun încât nu trece peste voința omului, nu? Ca să facă anumite alegeri. Aici apar imediat două probleme. Una, limitează fie voința lui Dumnezeu, fie atotputernicia. De ce spun asta? Pentru că trebuie să limitezi una dintre ele, nu? Fie mila, fie atotputernicia. Dumnezeu, ei spun așa, Dumnezeu are milă de toți oamenii, nu? Dar El va alege doar pe aceia care vor. Și Raul trată destul de bine subiectul cu voința liberă. Am văzut că oamenii nu pot să aleagă niciodată contrar naturii lor, nu? Care depinde, deci voința lor depinde de cele trei sau patru elemente, nu? De sentiment, de intelect, de conștiință, niciodată nu va face o alegere contrară. Dar Dumnezeu este acela care poate să aleagă pe om, nu? Dumnezeu este cel care îl alege pe omul respectiv. Dacă ar încerca să salveze fiecare om și nu poate, este neputincios. Nu mai este atotputernic. Este una din concluzii. Și cealaltă? Dacă nu încearcă să salveze pe fiecare om, are o milă limitată. Nu? În această situație, fie limită mila, fie puterea. Una dintre acuzații. A doua, că Dumnezeu este nedrept. Aici apar mai multe întrebări de ridicat. Dacă spunem că Dumnezeu este nedrept când își exercită voința de a alege, apare în primul rând că Domnul ar fi obligat de creatura căzută ca să o aleagă. Este una din concluzii. A doua, face ca salvarea lui Dumnezeu să devină obligatorie. Nu? Și a treia, neagă dreptul olarului de a decide în privința vasului. Și avem atâtea exemple în Scriptură, în special în Vechiul Testament. Gândiți-vă. Și fratele Curtis dădea exemplul acesta. Cum președinte care vrea să elibereze pe anumiți deținuți, nu? Dă un decret prezidențial prin care anumiți deținuți sunt absolviți de la pedeapsă, de la închisoare. Iertarea lor nu va influența niciodată pe ceilalți care o să rămână în închisoare. Nu hotărârea de iertare a lor
a făcut pe aceștia ca să se afle acolo, nu? Ci faptele lor. Contravențiile făcute împotriva fie a statului, fie a altor persoane. La fel, și Dumnezeu, să știți, are putere să-și exercite voința, nu? De a elibera pe unii din prinsoarea aceasta, din închisoarea aceasta a păcatului și pe alții de a-i lăsa în starea în care îi găsește. Mântuirea nu este un atribut al dreptății divine, ci al milei. Întotdeauna să nu uităm lucrul ăsta. Și dreptatea înseamnă ca fiecare om să primească ceea ce merită. Sunt lucruri diferite. Dacă nu ar fi har, nu am avea nimeni drept, nu? Sau pretenție de a fi salvat. Și cealaltă obiecție împotriva alegerii este că Dumnezeu nu va trece niciodată peste voința liberă a omului. Aici Raul cred că l-a atins destul de bine subiectul. Dumnezeu schimbă voința omului care este înclinată întotdeauna către rău, o va schimba către partea cealaltă, s-o încline către lucrurile duhovnicești, către el, ca omul să ia decizii. Dacă Dumnezeu nu ar interveni, omul ar rămâne la fel în starea în care s-a aflat din Adam, în căderea, în păcat. Niciodată voința lui nu va alege sau nu va face o alegere ca să treacă, să aleagă lucruri spirituale, lucruri plăcute lui Dumnezeu sau să aibă puterea să lucreze pentru a intra în grațiile lui Dumnezeu. Niciodată nu se va întâmpla asta cu o voință căzută în Adam, pentru că voința este strict legată de intelect, de sentimente, nu? Într-un cuvânt, de toată natura umană. Nu putem secționa, nu? Până aici să fie sentimente, până aici gândire, până aici conștiință, ea acționează întotdeauna conform cu natura umană. Deci dacă Dumnezeu nu ar interveni, omul ar rămâne exact în starea în care se naște din Adam și la fel ar pieri și va trece în a doua moarte, dacă Dumnezeu nu ar interveni să aleagă pe omul căzut în păcat. Alegerea înseamnă selectarea de către Dumnezeu în veșnicie a anumitor oameni pentru a-și manifesta în ei bogățiile harului, iubirii, îndurării, spre gloria și fericirea veșnică a acestora. Asta este definiția alegerii. Ea este în Scriptură și aș vrea să o vedem puțin din câteva texte. În primul rând, în Efeseni, capitolul 1, aș vrea să vedem cât de glorios Dumnezeu își manifestă acest atribut în creație. Începând cu versetul 4, deci Efeseni capitolul 1, spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a cătuise în sine însuși. Și apoi continuă. Alegerea există. În primul rând, aș vrea să o luăm așa copilărește, să vedem cine este autorul alegerii, cu ce scop a făcut această alegere, pe cine a avut Dumnezeu în vedere. În primul rând, cine este autorul? Cred, conform textului, conform versetului 4, că autorul este Dumnezeu. Nu? Spune în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Cred că în Hristos, Domnul, nu? Deci, autorul acestei alegeri este Dumnezeu. Și cred că Tatăl a făcut acest act suveran. Hristos, nu?
a venit și a fost jertfit ca oamenii ăștia să capete iertare, nu? Și Duhul Sfânt i-a născut din nou. Deci autorul alegerii în Scriptură este Dumnezeu. Motivul pentru care a făcut această alegere, cred că îl găsim în versetul 12 și în 6. În 6 spune, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui, în Hristos. Și în 12 spune, ca să slujim de laudă slavei Sale. Asta cred că este motivul pentru care Dumnezeu a făcut alegerea. Timpul când a fost făcută această alegere, am auzit că cineva odată se ruga, Doamne, adu-ți aminte de noi și mai scrie și astăzi în cartea vieții Tale pe cutare. Cred că este o rugăciune plină de bunăvoință, dar cred că este lipsită de adevăr, pentru că alegerea a fost un act pe care Dumnezeu l-a făcut, spunem noi, în veșnicia trecută. În veșnicie pentru veșnicie. A fost făcut în veșnicie. Astăzi nu cred că se mai scrie nimeni acolo. La fel de bine nu cred că se șterg persoane care au fost scrise. A fost un act suveran făcut de Dumnezeu în veșnicie. Alegerea este suverană. Suveran înseamnă neinfluențat din exterior. Dumnezeu, când a avut în vedere și a ales oamenii, nu cred că a fost influențat din exterior de cineva sau de ceva. Nu a fost influențat de starea oamenilor în care îi va găsi. Nu a fost influențat de faptele lor care le-au făcut sau care le vor mai face. Asta să nu credeți că o să neg responsabilitatea umană. Deci nu. Omul rămâne responsabil întotdeauna. Există întotdeauna o alegere suverană și o responsabilitate umană. Chiar dacă sunt greu de legat aceste două subiecte, să știți că există, ele există. A fost o alegere făcută datorită dragostei. Spune în versetul 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, nu? Ne-a rânduit mai dinainte, în dragoste. O alegere care a avut în vedere dragostea, mila, bunătatea, iubirea față de creaturile în care avea să-și arate acest atribut. Foarte mulți care acceptă într-un final că există alegere, vor să spună da, dar niciodată nu a fost făcută după suveranitatea lui Dumnezeu, după acest atribut al lui Dumnezeu. A fost făcută având în vedere preștiința lui Dumnezeu. Și ei vă vor spune așa, Dumnezeu din veșnicie a stat și a privit în viitor, pentru că El este a toate cunoscător și a văzut de atunci cine are înclinația, nu? Să aleagă pe Dumnezeu sau să respingă pe Dumnezeu. Deci, anumiți oameni, chestia asta or să o spună. Problema este că Dumnezeu nu a făcut alegerea datorită a ceea ce va face omul. Pentru că dacă nu intervenea, omul rămânea la fel în starea în care a fost găsit în Adam, mort în păcat și nu va face niciodată vreo alegere spirituală. Nu din cauza asta a făcut alegere. Deci, nu pe baza preștiinței. Unii se vor lega de textul de acolo din Romani 8. Spune că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, nu? I-a și chemat și știm tot șirul de evenimente de acolo, așa numitul lanț de aur. Nu, pentru că în Tit 3:5, haideți să-l citim. spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și 2 Timotei 1:9 spune,
El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Deci, niciodată alegerea nu a fost făcută pe aceste criterii. Că, și anume că Dumnezeu a văzut în om că omul avea anumite inclinații, că omul avea credință, mai nou spun unii, nu, pentru că știm că toate aceste lucruri sunt darul de la Dumnezeu primite, nu? În har, după ce Dumnezeu regenerează pe om. Și atunci omul are putere să colaboreze cu Dumnezeu pe plan spiritual, are o voință înnoită, nu? Spune că Dumnezeu dă și voință și înfăptuire, ba chiar spune că le-a pregătit și faptele bune, rânduite, tot de Dumnezeu dinainte, ca să umble prin ele. De ce? Pentru a fi plăcut lui Dumnezeu și a colabora cu Dumnezeu. Alegerea a fost făcută după un plan bine stabilit de Dumnezeu înainte de veșnicie. Și găsim clar explicat în Roman capitolul 8. Spune că, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și după aia spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pe care, pentru ca El să fie cel dintâi născut, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Întreg lanțul a avut în vedere de Dumnezeu în privința celui ales. Dumnezeu a pregătit și mijloacele pentru a își duce la îndeplinire planul, a hotărât în suveranitatea Lui toate lucrurile, pas cu pas, fiecare lucru la timpul Lui, fiecare perioadă la timpul ei, și toate vor merge conform planului măreț făcut de Dumnezeu în veșnicie. Alegerea nu mântuiește singură, nu? Este legată de toate celelalte, care practic merg mână în mână. Și de predestinare, și de sfințire, nu? Și de jertfa făcută de Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile ăștia împreună sunt un mecanism extrem de complex, care, într-un fel, să zicem, învârt această roată a salvării omului. Toți aceia care cred alegerea, cred că sunt oameni care au siguranță. Alegerea cred că dă siguranță omului salvat. O siguranță pe care nu are decât el. Pentru că siguranța asta o vedem, o siguranță plină de dragoste, de ocrotire, nu? Și de iubire din partea lui Dumnezeu. Pentru că te simți în mâna Lui. Numai gândul cred că ar trebui să ne înflăcăreze că Dumnezeu, încă înainte de veșnicii, încă dinainte de a fi practic nimic din creația asta, Dumnezeu a avut în vedere anumiți oameni și s-a gândit pe nume la ei, la fiecare, și a hotărât într-un plan destul de bine stabilit pentru salvare. Gândul ăsta cred că ar trebui să ne încurajeze pe fiecare dintre noi și să ne dea putere ca să-i slujim și mai mult lui Dumnezeu, având în vedere alegerea, nu, la care am fost chemați. Nu cred că ar trebui să ne lase nepăsători. Unii acuză pe cei care cred alegerea că cei care o cred sunt oameni care nu trebuie să mai facă nimic. Nu. Din moment ce ești ales, poți să trăiești viața înainte, poți să păcătuiești, poți să faci ce vrei și mântuirea ți-e asigurată. Sunt extreme. Și drum bun. Dar o alegere înțeleasă corect din punct de vedere scriptural, să știți că dă aripi omului credincios. Îl întărește, îi dă putere să meargă,
să predice Evanghelia, îi dă putere să misioneze și să spună și altora despre credința și despre salvarea care este în Hristos. Acestea sunt doar puțin din vazele care sunt puse despre alegere. Data viitoare aș vrea să intrăm și mai profund în acest subiect, nu? Să analizăm și mai profund cu ce scop a făcut Dumnezeu această alegere, nu? Atributele lui Dumnezeu, să le înțelegem, pentru că Dumnezeu nu este numai dragoste, nu? Este și dreptate și toate în lecțiile următoare să le privim, să încercăm să le privim așa cum le privește Scriptura. Sper ca Dumnezeu să ne ajute și ca și fiecare dintre noi să studiem acest subiect și să-l punem într-o ordine, să-l punem într-o formă cât mai ușor de explicat, pentru că este un subiect destul de greu și de acceptat și de explicat. Atâta timp cât există responsabilitate predicată, nu? În paralel cu alegere, cred că ne menținem pe o linie destul de dreaptă și pe o poziție scripturală. Și din cauza asta cred că ar trebui să vedem cât mai profund în Scriptură toate fețele lui Dumnezeu, nu? Toate atributele lui Dumnezeu, ca să înțelegem corect și celelalte acte care Dumnezeu le face, nu? Atât alegerea, cât și predestinarea, cât și toate celelalte care țin de mântuirea noastră, nu? Și ispășirea, era să zic particulară, dar este un alt subiect. Ea este particulară pentru că este legată de o alegere personală, nu? Deci toate să le luăm puțin câte puțin și să ne punem la punct pentru zidirea spirituală a fiecăruia. Amin. Amin.